Cu Australia povestea e așa, că Tudor Giurgiu m-a căutat, i s-a părut că-s potrivit pentru proiectul ăsta, m-a trimis întâi într-un fel de prospecție la Timișoara să văd, să am un prim contact cu personajele principale. E despre prima participare a naționalei homeless-ilor, a oamenilor străzii din România la un campionat mondial de fotbal. S-a întâmplat în Australia și, ce să zic, a fost o experiență pe care nu pot să uit. Am văzut la echipa Franței și nu numai, când se cântă imnul, toți se țină așa și cu mâna pe imnă și cântă. Deci, na, acum dacă acolo o să vedeți steagul, deci o să vedeți în fața voastră steagul României, cum se urcă sus pe Qatar și puteți vă uita acolo, dacă vreți. Dacă nu, vă uitați în gol, vă uitați undeva, vă gândiți, bă, fratele meu, uite, am ajuns să reprezint România. În primul rând, cum niște oameni simpli și cu o viață foarte grea erau mai lucizi și mai vertical decât foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut eu. Niște oameni care, nu știu, se luptau pentru un colț de pâine. Asta era obiectivul lor la începutul zilei, să-și facă rost de colțul ăla de pâine. Și ce să zic, experiența mi-a rămas foarte vie. Am fost cu ei, vă dați seama, în Australia, adică i-am luat din mediul lor și am dus undeva unde totul era străin pentru ei. Adică erau ca, nu știu, niște copii. Imaginați-vă că erau, nu știu, nu se descurcau absolut cu nimic și numai că erau atât de sinceri și atât de puri în gândire încât și că se și vede în film. Se și vede în film, se simte. Suntem în cantonament. Lotul național al României de street soccer în cantonament. Primul cantonament. Disperare, bă! Clau, aleargă! Ai văzut? O pierdut, aleargă! Bă, bagă-te puțin, Paul, dă-i drumul din prima! Ioniță nu stă acolo! Sunt Ioniță și sunt fundașul echipei naționale de fotbal.